Aș porni de la momentul acela foarte, foarte interesant în care copiii au spus la sfârșitul școlii de sabat textul acela din Psalmul 91. Niciunul dintre ei n-a reușit să spună cuvântul proslăvi. Da? Noi când ne uităm la ei zicem, sunt drăgălași, da, sunt copii. Dar problema este că și noi, oamenii mari, rostim cuvinte pe care nu le înțelegem sau vorbim despre lucruri despre care nu știm să vorbim sau pe care nu le stăpânim. Și aș vrea în ocazia aceasta să vorbim despre perspective neînțelese și perspective pe care noi nu le vedem măcar. În Sfânta Carte a lui Dumnezeu, am înțeles că aveți în studiu cartea Iosua, nu? E o carte care îmi place foarte mult. În primul rând că era prieten cu Caleb, un personaj de la care am luat numele pentru băiețelul nostru. Doi viteși, doi oameni de război, doi oameni înțelepți, doi oameni credincioși și doi vizionari în același timp. Se tot vorbește despre creșterea analfabetismului funcțional. Ați auzit că e la o rată foarte, foarte înaltă. Credeți că putem vorbi și despre un analfabetism funcțional spiritual sau denominațional? E dureros ce spun, dar eu vreau să fim cât se poate de tranșanți și de transparenți. Nu pentru ironii, pentru că de asta întâlnim destul, dacă deschidem televizorul, ironii și chestii caustice le întâlnim peste tot, ci pentru a vedea o realitate de la care putem pleca, să putem construi. Spunea John Maxwell că niciodată nu vei putea să crești dacă nu definești corect realitatea, nu s-o cosmetizezi. Ne-ar plăcea. Știți că este o diferență foarte mare între modul în care răspundem noi la sondajele de opinie și americane. Americanii sunt foarte sinceri. Dacă îi spui, băi, ai studiat săptămâna asta lecția școlii de sabată, spune nu. Românul spune cum ar trebui să fie. Și asta este diferența, da? Deci dacă vrem să definim corect realitatea pentru a putea crește, atunci suntem în avantaj. Dacă încercăm să o cosmetizăm, putem să o cosmetizăm, dar s-ar putea să nu ne avantajeze foarte mult. În Iosua, de fapt în Cartea Numerilor, la capitolul 13, îl întâlnim pe acest om al lui Dumnezeu, acești doi oameni ai lui Dumnezeu, pe Iosua și pe Caleb, doi oameni care aveau viziune, aveau perspectivă, erau în contact cu Dumnezeu, dar au fost neînțeleși de generația lor. Așa cum se întâmplă cu toți vizionarii de altfel. În momentul când au venit să spună că fierul poate să zboare, au zis ăștia, te-ai țăcănit la cap. Cum adică? Un metal care este mai greu decât aurul, decât aerul să zboare? N-are cum. Este imposibil. Și așa când au inventat toate lucrurile acestea care au adus progresul omenirii, oamenii din vremea lor au zis, ăștia sunt nebuni. Nu pot să cred așa ceva. Știți câte experimente eșuate a avut Edison? Peste 10.000. Peste 10.000 de experimente eșuate. În momentul în care Alexander Fleming a descoperit penicilina, știți câte eșecuri a avut? Peste 200. Și a descoperit-o tot dintr-un eșec. Studenții lui au uitat niște lame acolo pe care s-au dezvoltat niște culturi de mucegai. Și au văzut că acolo unde era cultura de mucegai nu se mai dezvoltă bacteria. Și au venit foarte spășiți la el și au zis, maestre, ne pare foarte rău, domn doctor, nu, uite, am lăsat lamele, s-a făcut mucegai acolo. Și stați un pic, ia să mă uit odată la microscop. S-a uitat acolo și a zis, bă, da, stai că de fapt greșeala asta
înseamnă foarte mult pentru omenire, pentru că din această cultură de mucegai noi putem să facem penicilina care să salveze vieți. Dar sunt perspective nevăzute și neînțelese. Și în cuvântul lui Dumnezeu întâlnim oameni care văd lucrurile din altă perspectivă, dar n-au fost înțeleși în vremea lor. Din ignoranță, din răutate, din invidie, pot fi multe, multe motive sau pur și simplu dintr-o limitare intelectuală. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a vrut să le dea Canaanul atunci, imediat după ce ieșiseră din țara Egiptului. Proaspăt ieșiți din statutul de sclavi, oameni liberi, ai fi zis, domnule, oamenii ăștia chiar își doresc libertatea, chiar doresc să trăiască precum niște oameni liberi. A fost așa? Nu. No. Vă aduceți aminte când am ieșit noi de sub comunism, am zis, oh, libertate, extraordinar, ce o să facem, o să mutăm munții. Am știut să trăim în libertate? Nu. Am știut ce să facem cu noile perspective? Nu, în mare parte nu. S-au mai dezvoltat multe lucruri, s-au construit, s-au dezvoltat afaceri, produse, căile de comunicare, multe lucruri s-au dezvoltat, însă multe n-au fost nici văzute, nici înțelese. Dumnezeu, după ce au ieșit din țara Egiptului, le-a zis, vreau să vă pun la dispoziție o țară minunată. Nu doar că vă pun la dispoziție o țară minunată, vreau să trăiți ca niște oameni liberi. Dar știți că libertatea înseamnă responsabilitate? Și majoritatea oamenilor nu vor să-și asume această responsabilitate. Dar de ce să fiu eu liber? Și mă refer la libertatea de gândire în sensul absolut de a fi inovativ, de a fi creativ. Că așa poți să trâncăni multe. Dacă nu zici mare lucru, nu te bagă nimeni în seamă. Da? Sau dacă nu reprezinți cineva, nu ești cineva pentru societate, la fel nu te bagă nimeni în seamă. Poți să spui câte vrei. În sensul ăsta suntem liberi. Însă, adevărata libertate înseamnă o responsabilitate foarte mare și o inițiativă de a-ți conduce viața după niște principii și valori superioare, astfel încât să însemn ceva pentru lumea aceasta. Au ieșit din Egipt. Și după ce au ieșit din Egipt, spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise, entuziasmat, a trimis 12 scoade ca să vadă țara Canaanului. S-au dus 12, da? 12 oameni care au văzut același lucru, aceeași țară, aceiași oameni, aceleași ziduri, aceiași uriași. Și cu toate acestea, descrierea când s-au întors înapoi a fost cu totul și cu totul diferită. Mă amuză faptul de a bate în cuie niște lucruri și de a spune că ăsta este adevărul. Trecând dincolo de principiile Evangheliei, care sunt imuabile, restul, deși și acolo avem înțelegeri diferite, ce este adevărul? Întrebarea lui Pilat. Ce poți bate în cuie să spui că așa este pentru totdeauna? Nu aveți lucruri pe care le-ați perceput într-un fel în urmă cu 20-30 de ani și despre care credeți cu totul și cu totul altfel acum? V-ați schimbat părerea? Ați fost greșiți atunci? Nu! Sunteți greșiți acum că rectificați lucrurile? Nu! De ce? Pentru că acest organ al nostru, creierul, este într-o continuă căutare a sensului. Asociază lucruri și caută să le găsească un sens, o direcție, o filozofie, să vadă ce-i cu ele și interpretează tot timpul informațiile care vin din exterior, reanalizează, reactualizează, este viu, cu excepția faptului că ți-ai pierdut mințile și te-ai tâmpit și atunci o ții, pata, nu mai. Dar oamenii au crezut sute de ani nebunii, dacă te speli scade imunitatea,
Da, acum s-a trecut în extrema cealaltă. Trebuie să te speli foarte mult, să te dezinfectezi. Și asta îți crește, îți scade imunitatea foarte mult. Pentru că dacă nu mai ai contact cu bacteriile și cu virusii într-o anumită măsură, imunitatea nu se mai dezvoltă, involuează, da? Devine mai slabă. Și tot așa, noi reanalizăm tot timpul lucrurile, le reașezăm, venim în contact cu alți oameni, se dezvoltă informațiile, circulă foarte mult. Zici, mă, parcă nu-i bine cum am zis atunci sau ce am crezut atunci. Hai să progresez, să merg mai departe, nu? De asta nu vă fixați în anumite perspective și într-un anumit fel de gândire, pentru că nu e o virtute asta. O virtute este să-ți dai seama că anumite lucruri n-au fost așa cum trebuie și că pot fi îmbunătățite tot timpul. Asta este, vorbeam de contradicții, nu, în Sfânta Scriptură, și poate ne întrebăm, domnule, de ce nu ne-a turnat Dumnezeu un set de reguli care să rămână forever? Știți de ce? Tocmai ca să nu ne prostim de cap. Că mintea noastră funcționează prin tensiuni și rezolvări. Contradicțiile și întrebările te ajută să gândești. Gândiți-vă, când veneau oamenii la Iisus Hristos cu întrebări teologice, nu le dădea răspunsul ca la școală. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, răspunsul de la pagina 504. Nu! Ce le făcea? Le punea întrebări. Cum citești în Scriptura? Cu alte cuvinte, pune capul și gândește. Nu am venit să-ți dau răspunsuri de tip CD sau casetă sau, da, un chip pe care să-l bag în minte cu răspunsurile corecte. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu vrea să gândim. Și de asta apar tensiunile astea în Scriptură și lucrurile puse contradictoriu uneori ca să gândim. Și a venit Dumnezeu cu o provocare. A scăpat de Egipt, haideți să mergeți în libertate. Și 12 au fost să iscodească țara. Au văzut aceeași realitate. Dacă o să vă pun să faceți un rezumat a ceea ce am zis eu, pun pariu că o să fie cel puțin duble interpretări și lucruri. De ce? Pentru că noi luăm ceea ce ne place. Am o afinitate față de ideea aia, față de cealaltă, față de intonația vocii, față de orice se întâmplă în discurs. Noi tratăm diferit în funcție de ceea ce ne preocupă, nu de ceea ce crede cel ce predică. Eu am o perspectivă. Dumneavoastră aveți cu totul alta. Dar nu e rău lucrul ăsta. Însă, problema este când sunt lucruri atât de evidente puse în fața noastră de Dumnezeu și noi ne încăpățânăm să o ținem pe a noastră și nu vrem să schimbăm absolut nimic. Le-a spus Dumnezeu, uite, vreau să vă dau țara. Pentru asta trebuie să aveți credință în mine. Eu vă dau țara. A venit Iosua, a venit Caleb și au venit și ceilalți. În versetul 27 și... Doar 27 din capitolul 13 spune așa. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dacă s-ar fi oprit aici, era minunat. Și așa facem noi cu făgăduințele lui Dumnezeu, cu perspectivele lui Dumnezeu, cu ceea ce pune în fața noastră, cu lucrurile frumoase, mărețe. Da, Doamne, extraordinar ceea ce spune. Dar, sau totuși, asta răstoarnă tot. După aia ne spunem noi plăcuța noastră, interpretările noastre, părerile noastre, ideile noastre, care de fapt retează tot ce a vrut să pună Dumnezeu în mintea noastră. Dar, poporul care locuiește în țara aceea este puternic. Cetățile sunt întărite, sunt și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Și concluzia, în comparație cu ei, parcă eram niște lăcuste. Doamne, n-are rost. Ce țară, ce Canaan, din punct de vedere omenesc, raportat la ceea ce reprezentau ei ca popor în comparație cu ceilalți, exista o doză de realitate.
Pentru că erau cetăți mari, întărite într-adevăr, contraforturi de 80 de metri la bază, de pământ, da? Puneau pe lângă zid, până s-a ajuns să dai cu berbecii în zid, trebuia să cari un munte de pământ ca să ajungi să dai în stâncă. Niște ziduri groase, foarte... aveau oarecare logică în ceea ce spuneau ei. Însă, știți că noi ne găsim o logică și o scuză când trebuie să ieșim din zona noastră de confort? Întotdeauna găsim scuze. Și par pertinente, par interesante. Bă, să știi că are dreptate. Nu se poate face pentru că... De ce? Creierul nostru întotdeauna caută sens și caută explicații. De ce fac sau de ce nu fac anumite lucruri? Și atunci să-mi găsesc o scuză sau o explicație. Însă Dumnezeu vrea să dăm la o parte explicațiile acestea simpliste și să ne avântăm prin credință spre lucruri mai mari. Dacă vă uitați, inclusiv lucrurile mărețe care s-au făcut în lumea aceasta au fost o dovadă de credință. Chiar dacă omul a fost necredincios, n-a crezut o boabă în Dumnezeu, dar a fost o dovadă de credință. Omul a avut viziune și a crezut că se poate face așa ceva. Că pleci din punctul 1, ajungi în punctul 2. Ai nevoie de credință. Noi doar prin credință funcționăm. Așa am fost făcuți de Dumnezeu. Dacă plec de la Brașov și am venit la Constanța, am avut nevoie de credință că ajung aici. Bineînțeles, nu vorbim de credința teologică sau în Dumnezeu, dar suntem făcuți să funcționăm prin credință. Și lucrurile mari pe care le faci în viața ta, lucrurile mărețe, le poți face doar prin credință. Să spui, mă, realitatea pe care o am, o știu deja. Ei fusese sclavi. Gata, ne-am săturat de bice, de tratamentul ăsta inuman. Poate fi ceva mai bun? Da, dar costă. Fai, știi câte sacrificii? Mai bine înapoi în Egipt. Și majoritatea se întorc în Egipt, în existența aceea, așa zis, comodă, care de fapt îi va costa mult mai mult în termen lung. Pentru că nu vor să plătească acel preț al schimbării. Nu putem. Sunt amaleciții, sunt zidurile, sunt cetățile, no chance. Și au început să se bocească, au început să se isterizeze, adică să se victimizeze. Și din oameni care se victimizează, au început să se isterizeze atât de tare încât au zis, mă, dar care-i cauza noastră, mă, de suntem așa neliniștiți? Ăștia de aici care au ideile astea trăznite în cap. Ce facem? Pietroaie! Așa s-a întâmplat de multe ori în istorie. Dacă oamenii au vrut să-și odihnească mintea și existența, i-au ucis pe vizionari. Și atunci au putut să băltească în mediocritatea lor și sute de ani. A, vrei tipar? Gata, am terminat. Nu, nu avem nevoie de cărți. Le ardem pe rug. A, vrei să progresezi teologic, să ai tu gândirea liberă, să o crezi, Inchiziția, hai să rezolvăm. Și astăzi este la fel, dar sub altă formă. Oamenii taxează imediat ceea ce îi scoate din zona de confort dacă nu vor să crească. Bărbații aceia spune că au venit Iosua și Caleb și au sfâșiat hainele și au zis, haide să punem mâna pe țară. Versetul 7, în continuare, la capitolul 14. Și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Ăștia ziceau, du-te măi, țara e bună, dar după aia nu se poate, nimic. Țara este bună, nimic de zis, dar nu facem, nu vrem. Ceilalți au zis, țara este bună, extraordinară, hai să punem mâna pe ea. Observați diferența? De ce mor bisericile? De asta. Pentru că văd perspectiva și zic, dar nu putem să facem noi asta. Nu avem bani, nu avem resurse, nu avem. Și începem pe plăcuța aia cu cântatul la nai și nu avem, da? Însă, spune aici cuvântul, țara pe care am străbătut-o noi ca să-i scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca.
Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Concluzia, după un asemenea speech motivațional, ai zice, Doamne, ce bine că ne-ai trimis oamenii ăștia. Să ne scoată de aici, din zăpăceala asta, din încurcătura asta, să ne dea o țară. Nu așa era reacția normală. Dar de unde? Mânie? Strâns din dinți? Ce pietroaie! Știți că forța este argumentul oamenilor care nu gândesc. Și când nu mai are argumente, pumnul, pietroiul. De ce? Pentru că nu are argumente. Și spune că toată adunarea, versetul 10, vorbea să-i ucidă cu pietre până când a intervenit Dumnezeu și a zis stop, băieți, gata, s-a terminat cu prostia, cu nebuniile voastre. Vreți să rămâneți în prostie? În prostie muriți. Și să știți, dragii mei, că Dumnezeu nu ne scutește de rezultatele încăpățânării rămânerii noastre în prostie și mediocritate. Și îngăduie chiar 30-40 de ani până crapă o generație ca să se schimbe ceva. Și ține în viață pe 1, 2, 3, 5 care au viziunea, o duc mai departe, dar n-au cu cine să lucreze. Și poate o să vă deranjez cu ceea ce spun, că toți zicem că Domnul vine în generația asta. Să știți că m-aș bucura să vină în generația asta. Dar mă întreb, cu cine să-și încheie lucrarea? Nouă ne plac chestiile astea triumfaliste, îl găsim, făgăduințe, citate din spiritul profetic. Și... Dar vă întreb, cu cine? Și mă întreb, cu cine? Și a trebuit să lase, să treacă 20, 30, 40 de ani, să moară toți cârcotașii și toți cei care voiau să întoarcă în Egipt, să nască o nouă generație, cu noi aspirații, cu o motivare puternică, cu dorința de a trăi liberi. Și în momentul ăla, lucrurile s-au schimbat. Când a venit Iosua și Caleb la ei, a spus, fă ce știi că este mai bine, ai viziunea de la Dumnezeu, suntem cu tine, numai Domnul să fie cu tine. Și-au pus mâna pe țară, au cucerit într-o singură generație zeci de cetăți și s-au stabilit în țara Canaanului. După aia au venit generațiile de oameni lejeri, cu bulta plină, ce ne mai trebuie nouă să mai dezvoltăm, să mai cucerim? Nu, mai gata, hai, trai, mâncare bună, ok, gata. Și după aia s-au dus în cap, de data asta încet, alteori mai tare, sute de ani până la venirea lui Mesia. Nu-i nimic nou sub soare. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Și Dumnezeu a zis așa. A vrut să-i nimicească atunci. A vrut să-i termine. Dar a intervenit Iosua, Caleb. Doamne, te rog, nu fă ca Moise. Nu fă lucrul ăsta. Și la fel... Moise, Doamne, te rog, nu! Ce o să zică egiptenii? Că n-ai putut să ne duci, Doamne, pentru lucrarea ta, pentru numele tău. Și Dumnezeu zice, ok, nu-i nimicesc. Îi las să vadă ce și-au dorit. Și de multe ori să știți că Dumnezeu nu ne omoară pe loc. Ne blestemă să trăim, cum l-a blestemat și pe Cain, și pe ceilalți care aleg să trăiască în un anumit fel, te blestem să trăiești, să vezi care sunt rezultatele alegerii tale sau alegerilor tale. Și i-a lăsat. Și observați că toată existența lor a fost una de frustrați și de nefericiți. N-avem prepelițe, n-avem mâncare, n-avem praj, n-avem usturoi, n-avem apă, n-avem. Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. Asta este refrenul. Și ăștia alții ziceau, Doamne, când mă gândesc că puteam să fim în Canaan deja și puteam deja să ne bucurăm de roadele țării și acum ne chinuim din cauza oamenilor acestora tot în pustia aceasta. Gândiți-vă cum au trăit Moise, Iosua, Caleb,
acești 40 de ani în care pur și simplu au putut să vadă că Dumnezeu le dă țara și din cauza majorității n-au putut să intre. Și Dumnezeu a zis, versetul 20 în continuare, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le-o voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit n-o vor vedea. Este o lecție usturătoare aici. Când Dumnezeu s-a întors pe călcâie și a zis până aici, e până aici. Nu mai vii cu texte, cu argumente, cu figuri din astea fățarnice înaintea lui, că plângi, că faci tea. Nu mai. Când Dumnezeu a zis gata, te-am lepădat, te-am lepădat. A fost lepădat Saul în momentul în care i-a zis Samuel? Din momentul ăla s-a dus în jos. Salut! Că a mai durat 10-15 ani, nu mai contează. Ideea este că Dumnezeu, când spune un lucru, este suveran. Și dacă El spune până aici, e până aici. Poți să mai comentezi tot după aia, să argumentezi, că vorbesc singur. Și așa s-a întâmplat și cu generația aceea. Doamne, nu vrem, nu vreți, nicio problemă. Nu o să intrați și nu o să vedeți Canaanul. Și așa s-a întâmplat. Oportunitățile pe care le pune Dumnezeu în fața noastră, de multe ori sunt unice și dacă nu punem mâna pe ele, Dumnezeu zice, ok, nicio problemă, nu mai insist, nu vrei, suportă consecințele alegerilor tale. Și așa s-a întâmplat. Însă flacăra aceea a credinței, a viziunii, a rămas în sufletul lui Iosua și al lui Caleb. A fost acolo. Pentru generația aceea totul era închis. N-a mai vorbit Dumnezeu despre Canaan decât ca o perspectivă îndepărtată. Când vei ajunge în țara aceea pe care ți-o dă Domnul, că voi nu vreți. Când o să fie, urmașii voștri. Dar voi o să muriți aici în pustie. Și așa s-a întâmplat. Și a venit și vremea în care să se împlinească aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 1. Este extraordinar și cu asta aș vrea să închei. Și cu dorința aceasta de a nu limita pe Dumnezeu în ceea ce vrea să facă în viața noastră. Muriseră cei care au tot fost împotrivitori. Din păcate și Moise murise pentru că a avut acel moment de decădere. Însă știm că după aceea a fost înviat și dus la cer de Dumnezeu. Și spune Dumnezeu lui Iosua, așa, după ce a murit Moise, mai poate fi ceva bun după Moise? Da! Mai poate fi bun ceva după fratele cutare sau cutare? Da! Întotdeauna! Am dezvoltat un adevărat cult al personalității și credem că fără noi lucrarea lui Dumnezeu nu merge. Nimic mai fals decât lucrul ăsta. Și culmea, că în general, personalitățile mediocre dezvoltă cultul personalității. Spunea fratele Vladimir Pustan că mediocrii nu înțeleg multe și de regulă vor să fie în frunte, acolo unde deștepții nu vor și proștii nu vor să ajungă și nu pot să ajungă. Da. Tăioase, dar adevărate cuvintele. De regulă, oamenii mici vor să fie mari. Și dezvoltă o adevărată țesătură în jurul lor să-și dea importanță. Însă Dumnezeu vrea ca să fim mari din suflet pentru ca apoi să creștem. După ce a murit Moise, Dumnezeu i-a zis, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Nu vă pun limite. Unde-i limita? Nicăieri. Cine pune limite? Omul. Noi punem limite lui Dumnezeu. Când e vorba de dezvoltare, Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l, dezvoltați-vă. Omul zice, Doamne, până aici, până aici, până aici te ajut. Și cât
a avut viziunea aceasta, s-au făcut cuceririle. Când au venit oamenii care au zis, până aici, dar nouă ne ajunge. Au zis, da, las că-i las pe cananiți să vă fie ca un spin în coaste și să vă chinuie, să vă săturați, să vedeți ce înseamnă lucrul ăsta. Însă Dumnezeu n-a pus limite. Aș vrea să vedem că Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Să ne îmbunătățim tot timpul perspectivele, să înțelegem în fel diferit lucrurile, să creștem, ca să fim relevanți pentru lumea în care trăim. Când am scris cartea aceasta, Imperativele succesului, am vrut să văd cum gândește de fapt Dumnezeu și oare chiar ne-a predestinat Dumnezeu să fim niște losere în lumea aceasta, niște pierzători, niște oameni care nu contează, niște oameni care... Și să știți că studiind personajele biblice, am constatat că noi am întors Evanghelia pe dos. Toți oamenii lui Dumnezeu au fost mari și importanți și oamenii au știut despre ei. N-am întâlnit niciun depersonalizat, niciun depresiv între ei și niciun om care nu conta pentru cei din vremea lui. Toți au fost mari. Și în momentul în care am scris, am zis, trebuie să surprind acele pasaje biblice care vorbesc despre o creștere sănătoasă, despre un succes sănătos care ar trebui să ne caracterizeze și despre un anumit tip de gândire pe care l-am lăsat la o parte și am ajuns să nu mai semnificăm nimic pentru lumea în care trăim. Decât dacă trăim în băltuța noastră, în care credem că însemnăm ceva, dar de fapt nu ne mai bagă în seamă nimeni. Aș vrea ca să înțelegem că Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă, că vrea multe lucruri de la noi, să nu ne mulțumim cu puțin și să alegem întotdeauna să creștem în har, în abilități, în înțelepciune, în educație, în orice lucru bun pe care El l-a pus în fața noastră. Domnul să ne ajute să nu ne limităm și să creștem, să fim întotdeauna lumina lumii și slava Lui. Amin.